Salutare dragilor și bine ați venit la încă un episod despre cripto. De data asta, Claudiu ne spune despre dominanța Bitcoin și cum ne poate asta ajuta să luăm decizii în bull market. Ce mai faci, Claudiu? Bună seara, salutare! Bine, atmosferă de bull market, ne bucurăm de tot ce se întâmplă acum, ce se întâmplă în piață, vedem că Bitcoin de la o săptămână, două la alta face noi all-time high-uri, ne bucură foarte mult partea asta și suntem extrem de entuziasmați de momentele astea din piață. Pe ritmul ăsta, imediat suntem la 100.000. Cine știe? Până în halving, după halving, anul ăsta, în 2 ani, oricum ne interesează doar ce se întâmplă pe termenul. Absolut. Deci, hai să vedem mai multe despre subiectul de astăzi. Ok, astăzi să discutăm puțin despre dominanța Bitcoin și pentru asta o să dau un share screen ca să explic puțin mai bine ce înseamnă și de ce e importantă în perioada următoare. Așadar, sper că se vede, o să ne uităm puțin la un aspect important și anume dominanța, dar mai întâi să explicăm ce reprezintă această dominanță și de ce e importantă. Într-o definiție extrem de simplă, dominanța Bitcoin reprezintă cât la sută din capitalizarea întregii piețe cripto este reprezentată de Bitcoin. De exemplu, dacă avem capitalizarea pieței cripto $1 triliard, cât la sută din acea piață o reprezintă Bitcoin cu a lui capitalizare? Și la momentul actual, capitalizarea pieței cripto este undeva la $2.7 triliarde. Iar din aceste 2,7 triliarde, după cum se vede în grafic, 53,97% este reprezentată de Bitcoin. Practic, această dominanță reprezintă cât la sută este Bitcoin în această piață. Da. Acum, de ce este importantă această dominanță? Și primesc foarte des întrebarea asta și aș vrea puțin să explic. Dacă ne uităm puțin la grafic, putem observa niște zone extrem de importante. Graficul este pe monthly și ce ne arată nouă acest grafic? Că de-a lungul bull marketului și bear marketului vedem o oarecare modificare a acestei dominanțe. Da. Întrebarea este, cum ne poate ajuta ea? Richard, ce părere ai? Păi, dacă mă uit aici, deci 2021, atunci a fost vârful bulei. Și atunci văd că a fost maximul pe la 70. Și după aia în 2022 văd că a scăzut. Interesant. Deci, clar ne îndreptăm spre bull market, chiar și din aceste procente, la fel și 2017. Că mulți se gândesc că în bull market shitcoin-urile urcă mai mult și unii vor să facă șmecherii. Dar de fapt, acum mă surprinde că Bitcoin de fapt domină în bull market. Exact. Acum, ce putem observa? Putem observa puțin aici în grafic. În momentele astea, în care dominanța este sus, Bitcoin este cel care ocupă mare parte din piață și se vorbește despre el. Narrativa este despre Bitcoin și inclusiv în aceste momente se vorbește mult mai mult despre Bitcoin decât despre orice altceva. De ce? Pentru că avem ETF-uri, pentru că avem halving-ul în vreo 25 de zile și așa mai departe. Dar, după cum putem vedea, vine un moment în care ne întoarcem la o dominanță spre 40%. 41%, 38%, pe termen lung lucrul ăsta se întâmplă. Dacă, din nou, teoria ciclurilor funcționează, atunci, la un moment dat, ne vom întoarce spre acea zonă. Ce înseamnă asta pentru noi ca și investitori? Că, la un moment dat, altcoin-urile vor performa mai bine decât Bitcoin. Adică, dacă dominanța va fi 40% pentru Bitcoin, înseamnă că altcoin-urile vor performa mai bine. Da. În momentul actual, Bitcoin este cel care performează mai bine și ca investitor are sens să fii poziționat în Bitcoin în acest moment, din punctul ăsta de vedere. Dar dacă tu îți dorești să bați piața, ce ar trebui să faci? În cazul ăsta, când piața înseamnă Bitcoin. Da. Ce ar trebui să faci, dacă teoria ciclurilor se respectă, ar trebui ca la un moment dat să avem o dominanță în scădere, ceea ce înseamnă că
o poziționare în altcoinuri, în momentul acesta sau în momentul în care dominanța Bitcoin este mai sus, ar putea fi o decizie corectă. Acum, câte criptomonede sunt în total? Aprox. Peste 10.000. Peste 10.000, sunt foarte multe. Ok, și atunci cum ghicești în care să bagi, dacă nu în Bitcoin? Ok. Este o singură variantă. Te așteptăm la noi la cursuri. Pentru că acolo discutăm foarte clar despre analize, cum facem analiza unui proiect cripto, la ce ne uităm, la ce parametri și inclusiv pe grupul Fincubador Cripto avem o rubrică în fiecare luni unde postăm analiza unui proiect făcută, la ce parametri ne uităm, model economic și așa mai departe. Cum ne uităm, de exemplu, la stocks, la date financiare, rapoarte și așa mai departe, sunt niște lucruri la care ne uităm și în cripto și le descoperim în cursurile noastre. În ciclul ăsta am văzut mai mult hype pe Solana, la fel cum era data trecută pe Ethereum, ca și numărul 2. Da. Bine vând, ce cauzează chestia asta? Da, Solana pare a fi un nou Ethereum și dacă ne vom uita pe grafice, putem observa cum graficele pentru Solana din ciclul acesta și Ethereum din ciclul trecut sunt oarecum 1 la 1. Da. Ce se întâmplă asta? De ce se întâmplă asta? Pentru că Solana este un blockchain foarte ieftin și utilizatorii de rând nu plătesc fee-uri, comisioane atât de mari în această rețea. Automat se pot crea foarte multe criptomonede, foarte multe NFT-uri, care, din păcate, nu au nicio utilitate, dar atrag investitorul de rând, care intră doar pentru speculă și pentru că blockchain-ul este ieftin, aduce utilitate blockchain-ului, volume foarte mari și automat și prețul acestui token crește. Am văzut pe Twitter multe asemenea criptomonede fără nicio utilitate. Singura parte este numele lor. Nume atât de absurde și vulgare încât s-ar interzice video dacă le-aș spune cu voce tare. Exact. Deci, da, adevăr, cazinoul este pornit. Dar dacă în istoria criptoului mereu a fost Bitcoin numărul 1, ca și capitalizare. La numărul 2 s-a tot schimbat. Păi dacă tot așa a fost detronat Ethereum, nu putem zice că în următorul ciclu o să fie detronat Solana cu altceva. Poate fi posibil și avem din ce în ce mai multe teorii legate de faptul că Solana este noul Ethereum killer, să zic așa. Adică vine și încet, încet rupe din capitalizarea Ethereum-ului și putem vedea pe graficele Solana Ethereum cum aceasta se apreciază foarte mult. Practic, în ultimele 6-9 luni ar fi avut mult mai mult sens să deții în portofoliu Solana decât să deții Ethereum. Mai mult de atât, Solana a făcut aproape 15-20x din bottom-ul din bear market, va mai mult din noiembrie anul acesta, de fapt noiembrie anul trecut, cât avem 5-6 luni, a plecat de la $19 și acum este undeva la 185 în momentul în care discutăm. Am urmărit, dar nu m-am văzut ca și hype, ca și sentiment. Da. Volatilitate incredibilă și trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Da, mă refer că poziția numărul 2 pare fragilă. Pare mereu, pe când poziția numărul 1 a fost necontestată până acum. Aur digital. Exact. Aur digital. Super. Încă un grafic interesant, ce l-am mai tot văzut, e raportul între Bitcoin și Ethereum. Da, deci, cred că dau și la asta puțin să ne uităm, pentru că și ăsta e un aspect important. Și aici din nou avem graficul pe monthly. Vedem o zonă importantă unde noi ne uităm foarte mult în comunitatea Fincubador Crypto și o așteptăm pentru anumite intrări. Zona de 0.05 în paritatea ETH Bitcoin. Ce înseamnă asta? Să explic puțin. În momentul în care eu, Claudiu, dețin un Bitcoin și mi-aș dori ca să înmulțesc acel Bitcoin fără a avea parte de volatilitate foarte mare sau să mă expun foarte mult și așa mai departe, ce pot face? Îmi aleg anumite puncte de pe grafic în această paritate, ținând cont că Ethereum este cea mai mare criptomonedă ca și capitalizare după Bitcoin și un exemplu aici, în zona 0.05, aș intra cu acel Bitcoin și aș schimba acel Bitcoin pentru Ethereum, practic mi-aș cumpăra, cred că 20 de unități de Ethereum, după care, cu acele unități Ethereum,
aștept din nou o zonă pe grafic importantă pentru mine, 0.06 sau 0.065 și așa mai departe, și din nou schimb acel Ethereum pentru mai mult Bitcoin. Practic, un 20-25% randament făcând acest schimb. E important pentru cei care nu își doresc să se expună foarte mult volatilității, mergând pe această pereche, făcând acest schimb, și dacă putem observa, practic în ultimele 5 luni, dacă ar fi fost făcut acest schimb de 4-5 ori, cineva și-ar fi dublat poziția de Bitcoin făcând doar asta. Da, interesant. Și de cât înțeleg, când faci această tranzacție, nu trebuie să vinzi Bitcoin dolar și poți să cumperi Ethereum. Poți direct din Bitcoin în Ethereum? Da, da. Și nu doar din Bitcoin în Ethereum, mai sunt și alte criptomonede din care poți să faci direct schimb. Bitcoin, Solana, Bitcoin, în mare parte criptomonede care au lichiditate foarte mare și capitalizare foarte mare, au direct această paritate cu Bitcoin și pot fi schimbate direct acolo, analizând anumite puncte pe grafic și setând ordere de intrare, de ieșire și așa mai departe. Uh-huh. Super. Ori mai întreabă ce broker e potrivit. Eu zic, când e vorba de a ține pe termen lung, eu zic de Coinbase, zic Bitcoin. Pentru tranzacții din astea, e ideal Coinbase sau e altul? Pentru tranzacții, acum cum o văd eu, are sens să ții pe exchange-ul de aceea și tranzacționezi. Cel mai sigur, cel mai în regulă pentru un investitor pe termen lung, este să-și țină fondurile într-un portofel rece. Sau eu cred că aș pierde sticul ăla, pe bune. Eu am înțeles, ok, da, o foiță cu o frază secretă sau 12 cuvinte. Pierd foița aia, nu știu. Ok, dar știi, 12 cuvinte, le memorezi, poate funcționează. Și atunci, pentru că exchange-urile sunt practic poarta prin care noi intrăm în cripto, dar vedem că sunt foarte multe dintre ele care încă se folosesc de fondurile utilizatorilor, fără ca aceștia să știe, și până nu avem o reglementare foarte clară, ar fi mai indicat banii pe care nu-i folosim pentru tranzacționare din nou, care îi păstrăm pe termen lung, să-i stocăm într-un portofel privat. Deci, pentru trading atunci, îi Coinbase ideal sau altul? Coinbase poate fi o variantă. Eu personal folosesc în ultima vreme, în ultimele 5-6 luni, folosesc foarte mult Bybit, pentru că au început să ia foarte mult din market share. Foloseam înainte Binance, dar pentru că au încă niște procese la activ, niște chiche de rezolvat, prefer să nu țin fondurile acolo și folosesc Bybit. Da. Coinbase are taxe cam mari, deci, da, pentru trading activ, într-adevăr, poate nu ideea. Bun. Și mai un aspect legat de Coinbase. E foarte important să vedem că în momentele în care ETF-ul se cumpără foarte mult Bitcoin, noi retail-ul nu prea avem acces, nu există lichiditate, nu putem cumpăra și ba mai mult se și blochează și nu putem vedea în timp real balanța și așa mai departe. Deci asta am pățit pe bune. Când se apropia de nou maxim istoric, gen, cred că cu câteva ore înainte, simțeam că acum urmează și am mai vrut să cumpăr și îmi dă ceva eroare. Deci vreau să cumpăr de pe cart, cum fac de obicei, zice currency not in the list. Ce dracu, e prost. Am zis, ok, trebuie repede să găsesc o soluție și am mers pe Revolut. Și era dezactivat butonul de cumpăra. Like, ai de capul meu! Ce se întâmplă? Ok, a trecut o oră, am luat pe urmă pe Revolut, că altfel nu se putea. Dar, într-adevăr, fac șmecherii din astea că site-ul nu merge la momentul cel mai oportun, când trebuie să cumpere balenele. Și apoi, când se prăbușește, noi idioții putem cumpăra liniștit. E un semnal de bull market. Da. Se întâmplă doar în bull market. De-aia spun că cel mai mult are sens, mai mult decât atâta, să avem, de exemplu, fondurile, adică dolarii noștri, USDT-ul, să avem deja stocat pe exchange, să avem banii pregătiți, să lăsăm ordere sau să avem lichiditate deja acolo. Pentru că dacă încercăm să alimentăm atunci, e posibil să avem probleme cu procesatorii de plată și așa mai departe, să se întârzie foarte mult procesul și să nu mai avem parte de acea oportunitate. Am reușit până la urmă. Am cumpărat. Dar perfect. Așa. Bun. Păi mulțumim de informații. Sunt interesant. Deci pentru cei care vor să aprofundeze, desigur avem un curs avansat de Bitcoin. Dar până acolo, primul pas este bazele educației financiare. Asta avem un curs gratuit de 3 zile pe Zoom. Avem link în descriere.
De asemenea, lasă un comentariu dacă ți-a plăcut și ce top pe care mai vrei să afli și nu să te abonezi pentru că postăm întrebări pe săptămână. Mulțumesc, Claudiu, și te mai așteptăm. Și eu, seară faină, succes!